Contraste enorm. La 1 după ce vorbim, stai cu fiecare timp ce-și arunci o privire ca să intre unul câte unul, nu e lung tot odată. Nu e rudă cu ea, că e mai mică, nu crește așa. Da, mai mergem la soare. Un monumento storico del XVI dinastia araba. Un tempo che da 5 dinastie arabe che sono venuti du Moyen-Orient, veniti din Orient Mediterraneo, si sono installati per il sud del Marocco. Si installati sul Marocco. Ils ont commencé par le commerce. A început cu comerțul, la vente des esclaves, vinderea de sclavi. Et puis les échanges entre le marbre et le sucre. Cu zahăr. Et puis entre le poids, le poids du marbre. Et puis entre vindeau la greutate. Atâta kilograme de marmură, atâta cafeană, kilograme de zahăr. Le marbre reste. Marmura rămâne. Reste. Et le sucre se conserve. Parce que zahărul se cam duce. Deci nu făceau le Maroc, il était le pays le plus liniștit. C'est un cimetière qui est composé de trois salles. Este un cimitir compus din trei sali. La première salle abrite les enfants. Deci prima sală era pentru copii. La deuxième abrite les rois et les membres de la famille royale. A doua, regii și membrii familiilor regale saliene. Et la troisième salle abrite les femmes, sală, femeile, sont soțiile, les concubines et les légitimes. Legitimele. Et dehors, iar în afară, sont les pelouses, sunt peluzele, des serviteurs et des esclaves. Servitori și sclavi. Le fameux roi, faimosul rege, celui qui avait, cel care avea, vaincre la bataille des trois rois. Să învingă în batalia celor trei regi. Împotriva regelui Sebastian al Portugaliei. En 1578. În 1578. Et il est revenu a revenit avec sa victoire, victoria sa, nominant son nom, appelant el mormintele servitorilor. Le soțiilor. Un momento perfecto. Mormintele regilor. Sunt cursi.
Da, da. Așa zi, mai care, crede-mi, răznăim este acolo. Vezi că e îmbrăcat în costum de la de alb. Să uite nu cumva să se mănânc cu raza de lumină mormintele.